Ce fac, băieții? E 8 jumate dimineață. Astăzi filmăm primul episod pe Telecom Sport, episod de FIFA versus fotbal împotriva lui Marius Nicolae. Acum suntem pe drum. Am plecat de la Craiova spre București. Recunosc că sunt puțin obosit. Am terminat, cred, la 3:30 azi noapte. Am jucat în Weekend League și am reușit cel mai bun rezultat ever. 40-0. 40 de victorii din 40 de meciuri. Gata, pot să mă retrag din Weekend League de acum încolo. 40 cu 0 în Weekend League. 40 cu 0 în Weekend League. Băieți, vedeți în spatele meu studio de unde o să filmăm noua emisiune pe Telecom Sport intitulată E-Play. L-am zis pe Alex lângă noi, cred că știți, de la Telecom Sport. Salut! Și pe aici o să filmăm noi astăzi primul invitat, Marius Nicolae. Știi cumva când o să intre pe TV-ul? Ziua meciului de Champions League, Juventus-Barcelona. În ziua respectivă, probabil în pauza dintre reprize sau înainte de meci, ceva de genul ăsta. Ne-am mutat pe terenul de fotbal, unde să avem probele de fotbal, cum ziceam. Avem aici două mingi cu Marius, se încălzește lângă noi. E pregătit să-și ia revanșa de la meciul de FIFA. Marius la vreo două repetări aici la sfârșit. E dificil pe TV decât pe YouTube. Marius, cum ți s-a părut? Mi s-a părut mai bine aici, mie, unde mă simt mai familiarizat. Da. Mai greu pe FIFA, unde tu ești campion mondial. Dar na, fiecare și-a câștigat proba lui unde era recunoscut mai bun. Da, exact. Au fost niște probe senzaționale, o să le vedeți și voi pe Telecom Sport miercuri, odată cu meciul Juventus potriva celor de la Barcelona. Marius, îți mulțumesc mult. Ne-a făcut mare plăcere. Pentru invitație. Salut și multă baftă pe viitor. Mulțumesc la fel. Am găsit și un mic fan club, poate mă urmăriți pe YouTube? Da, nu? Da, uite. Da, și eu. Băieții erau la antrenament la fotbal. Când am firmat cu Marius Nicolae pentru Telecom. Și ce faceți voi aici? Aveți antrenament? Bine, am avut, nu mai avem. Ce fel de antrenament? Individual. Dacă poate să ne spună un profesor mai mult aici, domnul antrenor. Dacă vrei să intri în cadru, te rog frumos. Da. Salut, Ovidiu. Da, într-adevăr, este lucrăm individual, exerciții bazate pe mult pe tehnică, pe dezvoltarea inteligenței, a creativității, dezvoltarea câmpului vizual, luarea deciziilor. Dar mi-a zis că e ceva unic în România? Da, într-adevăr, este o franciză. În Germania avem 10 ani de când lucrăm în formatul ăsta. În România abia suntem la început, am aproape un an de zile de când lucrez. Încercăm să lucrăm cu stresul, ca să spun așa. De fapt, limita între spațiu și timp. Cam asta. Deci copiii, veniți și faceți
sport, mai lăsați și FIFA, că ajunge destul, o oră, două pe zi, în rest veniți și faceți sport. Ia uite lumea pe aici. Cam așa a fost la primul episod de E-Play, l-am avut pe Marius Nicolae. Urmează pe TV să fie miercuri, în pauza meciului, cred, Juventus vs Barcelona, înainte sau după, o să fie emisiunea, o să puteți să o vedeți și pe YouTube la Oviță și pe Telecom Sport. Dacă vă plac vlogurile de la filmări, dacă vrei să mai fac pe viitor, nu uitați să lași un like, hai să încercăm să ajungem la peste 2500, ar fi absolut genial. Ne vedem data viitoare, pa, pa!